Bine v-am regăsit, dragii noștri! Iertarea păcatelor este unul dintre subiectele de temelie ale tuturor religiilor. Pentru noi creștinii, absolvirea a venit prin jertfa Mântuitorului, despre care profetul Isaia spune că a fost străpuns pentru păcatele noastre, iar prin rănile lui toți ne-am vindecat. Ce ar trebui să facem pentru a ne fi iertate păcatele? Dacă jertfa lui Hristos este cea care ne-a adus iertarea, atunci de ce mai avem nevoie de pocăință și de mărturisire? Și cum de poate preotul să ierte păcatele, de vreme ce și el este om, la fel ca fiecare dintre noi? Despre toate acestea și multe altele vom vorbi împreună cu invitatul nostru de astăzi, Părintele Diacon Alexandru Mihăilă, conferențiar universitar în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București și specialist în teologie biblică, mai exact în studiul Vechiului Testament și limba ebraică. Părinte, bine ați revenit alături de noi! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! De fiecare dată este o plăcere, o bucurie să vă avem în mijlocul nostru. Vorbim astăzi despre o temă destul de controversată, fiindcă iertarea păcatelor este privită diferit nu doar de la o religie la alta, ci și de la o confesiune la alta. La noi, la creștini, de exemplu, sunt confesiuni care spun că iertarea păcatelor este strict apanajul lui Dumnezeu, nu implică deloc acțiunea omului, a preotului, și suntem noi, creștini ortodoxi, catolicii, care spunem că este nevoie de taina Sfintei Spovedanii pentru a ni se ierta păcatele. Înainte de a vorbi despre toate acestea, în ce constă mai exact această iertare a păcatelor? Este ea un decret divin acordat în urma satisfacerii onoarei lui Dumnezeu, onoarei jignite, așa cum spuneau teologii apuse în medievali, sau este ceva mai mult? Sigur, cred că fiecare perioadă istorică a încercat să-și explice iertarea păcatelor din propria perspectivă. Și sigur că în perioada medievală s-a încercat echivalarea conceptului biblic de iertarea păcatelor cu ceea ce se petrecea în vremea respectivă. Și realitatea medievală era sigur aceasta de a demnității, a onoarei jignite care trebuie să fie reparată. N-aș exclude, adică nu aș spune că e o viziune greșită, dar iertarea păcatelor în Scriptură înseamnă mult mai mult sau înseamnă multe lucruri. Este și iertarea păcatelor în sensul de iertarea vinei pe care o ai ca urmare a păcatului și a nevoii de a fi pedepsit. Deci iertarea de la o pedeapsă. Este și achitarea. Nu mai trebuie să repari prejudiciul pe care l-ai creat. Este și ideea de îndreptățire, ca și cum dacă ai fi chemat la un proces și altfel ai fi fost declarat vinovat, ești vinovat. Iertarea păcatelor înseamnă ca la proces să fii îndreptățit, să ți se dea dreptate. Și să nu mai fi condamnat. Da, să nu mai fi condamnat. Dar există și o zonă care înseamnă mai mult decât simpla ștergere a păcatelor. Înseamnă că în spațiu șters trebuie să pui ceva. Și aici o să vedem că în Noul Testament, simpla iertare a păcatelor nu înseamnă mare lucru sau nu înseamnă împăcarea omului cu Dumnezeu. Iertarea păcatelor e de fapt o treaptă în reluarea legăturii cu Dumnezeu. Este o continuitate între iertarea păcatelor și înlocuirea lor, sau să nu vorbim despre înlocuirea lor, umplerea locului rămas gol cu virtutea. Exact. Apoi mai e o problemă. Există consecințe ale păcatului, indiferent dacă păcatul este sau nu este răni, rana păcatului. Iertat, exact. Să ne gândim, de exemplu, că David face, deși este un rege foarte virtuos, săvârșește totuși un păcat dublu, care este foarte grav, adulter și ucidere. Și deși se pocăiește, avem exemplu psalmului 50, care în titlul istoric al lui chiar are contextul acesta al păcatului grav al lui David și el se roagă pentru redobândirea Duhului, pentru iertare de la început, nu? Cu toate acestea, efectul păcatului rămâne. Dacă ne uităm în Doi Regi, vedem că după păcat, David are de tras, familia lui începe să poarte conflicte, să existe conflicte între ei, primul copil născut din păcat moare, deci există niște efecte. Iertarea nu înseamnă o restartare. Iertarea păcatelor înseamnă o îndepărtare a păcatului activ care te ține în spate. Dar
trebuie și altceva în Nu înseamnă și o vindecare a rănii rămase în urma acțiunii păcătoase? Nu înseamnă o vindecare. Sigur că, așa cum spuneați, iertarea păcatelor este importantă pentru om în orice religie. Și aveam mecanismul jertfelor în Vechiul Testament. Jertfele, de exemplu, din cele trei mari categorii ale jertfelor sângeroase, una este specializată chiar pe păcat. Pe iertarea păcatelor, da. Sunt jertfele de păcat și de vină. Acum, care este diferența între cele două subcategorii? E discutabil. Unii zic că sunt păcate ale comiterii și ale omiterii, păcate active și pasive. E de discutat. Eu aș spune că, în mod evident, jertfa de păcat care este asociată cu vina presupune și o reparație a prejudiciului. Dar ambele au în centru ideea iertării păcatelor. Dar se iartă păcate până aceste jertfe. Putem pune semnul egal între păcat și vină? Sau păcatul este ceva mai mult decât vina? În ebraică sunt folosite multe cuvinte pentru păcat. Dacă vreți, este păcatul din greșeală, ca un fel de ratare. Dar se ajunge ușor, ușor până la păcatul care este cel mai grav, făcut ca o revoltă împotriva lui Dumnezeu. Păcatul, de exemplu, cuvântul peșa, care înseamnă păcat în ebraică, trimite către zona aceasta de revoltă împotriva lui Dumnezeu. Și sigur că una e să păcătuiești din greșeală, și avem acest cuvânt, din greșeală, ca și cum ai... Eroarea e umană de multe ori, nu? Fără să vrei. Intenția aici este mult mai redusă sau e zero. Sunt păcate fără voie și noi avem această denumire de păcate voie fără voie. Fără de voie. Dar avem și păcatul acesta care înseamnă o revoltă sau, cum apare la un moment dat în Cartea Numerilor, păcatul făcut cu mâna ridicată. Ăsta este cel mai evident și este un păcat care nu se iartă. Pentru că înseamnă o răscoală, dacă vreți, o răsturnare a ascultării. Cumva voită, premeditată, nu e o simplă greșeală. Da. Ați vorbit despre jertfa pentru păcat. Să citim din Levitic, capitolul 4, versetul 20, unde se vorbește despre o astfel de jertfă. Ne spune cartea Leviticului: și să facă cu vițelul acesta ceea ce s-a făcut cu vițelul adus pentru păcat. Așa să facă cu el și așa să-i curețe preotul și li se va ierta păcatul. Vedem că se vorbește despre iertarea păcatului prin această jertfă. De ce vorbește Vechiul Testament despre iertarea păcatelor, de vreme ce noi știm că iertarea a venit prin Hristos, prin jertfa Lui? Vine prin Hristos, dar avem în multe situații amintită iertarea păcatelor și în Vechiul Testament. Și v-am spus că acest mecanism era realizat de jertfe. E foarte interesant că, de exemplu, iertarea păcatelor apare chiar și în contexte unde nu ne-am fi așteptat. Ca ispășire, apare, de exemplu, legat de arderea de tot. Arderea de tot, te gândești la prima vedere că este jertfa care îți arată dedicarea totală în fața lui Dumnezeu. Era jertfa care îți indica comuniunea cu Dumnezeu. De ce să fie acolo iertarea păcatelor? Și totuși avem chiar și în acest context al arderii de tot, în Levitic capitolul 1, versetul 4, apare ideea de iertarea păcatelor. Deci am înțelege de aici că, într-un fel, orice jertfă are și această direcție ultimă care înseamnă ispășirea. Spune: apoi să-și pună mâna pe capul jertfei celei pentru arderea de tot și își va afla bunăvoință spre iertarea păcatelor. Exact. Avem și o sărbătoare specială de pocăință în care se postea și în care se mărturiseau păcatele și aceasta este pe 10 Tishri, ziua ispășirii. Yom Kippur. Yom Kippur este ziua de ispășire, ziua în care se făcea o ispășire, o iertare a păcatelor generale pentru tot poporul și pentru întregul an. Este vorba despre țapul Azazel. Da, avem acea tragere la sorți pentru doi țapi, dar sângele unui vițel și sângele țapului tras la sorți pentru Domnul era adus în interiorul sanctuarului, în partea cea mai sfântă, în Sfânta Sfintelor. Și se făcea ispășirea prin stropirea sângelui pe ispășitor. Apropo de iertare, contează mult și gravitatea păcatului. Și dați-mi voie, plecând de la ispășire, să amintesc că și ea se făcea gradual. Adică, dacă era păcatul unui om obișnuit, sângele jertfei era stropit doar în curte, pe coarnele jertfelnicului de aramă din curte. Nu se aducea sângele respectiv, nu se aducea în sanctuar, în interiorul sanctuarului, doar în curte. Dacă era vorba însă de păcatul întregului popor sau de păcatul arhiereului, atunci ispășirea se făcea până aducerea sângelui în interior.
era stropită perdeaua sau de ziua ispășirii se pătrundea chiar în Sfânta Sfintelor și se stropea ispășitorul, adică acel capac care era pus peste chivot. În momentul în care sângele atingea ispășitorul, atunci se producea această iertare a păcatelor. Sigur, deci fără doar și poate iertarea păcatelor apare în Vechiul Testament. Și abia exista explicit. Iertare prin jertfe. Exista. Dar acum ne punem întrebarea, atunci de ce Mântuitorul își mai dă viața ca jertfă, dacă era posibilă iertarea păcatelor și în Vechiul Testament? Și cred că răspunsul cel mai complex este oferit de epistola către evrei. Pentru că în epistola către evrei este scoasă în evidență și ineficiența jertfelor din Vechiul Testament. Care trebuiau repetate mereu și mereu. Care sunt o umbră, care sunt o pregătire mai degrabă către adevărata jertfă, care este cea de pe Golgota. Și cum anume? Se arată în primul rând ineficiența întregului mecanism al jertfelor. Se folosește sânge de animal. Pe când dincolo, la Golgota, ai sângele lui Hristos. Dincoace, întâi de toate trebuie să aducă arhiereu jertfă pentru propriile lui păcate. Adică, ce vrea să spună asta? Chiar ispășitorul trebuie întâi să facă ispășire pentru propriile lui păcate. Pe când dincolo, în jertfa de pe Golgota, Mântuitorul este fără de păcat. Și în epistola către evrei se insistă asta că el, neavând păcat, este adus totuși ca jertfă. Și această superioritate a jertfei lui Hristos este scoasă în evidență în epistola către evrei prin faptul că se spune că acest Nou Testament este pus pe temelii mai bune, pe făgăduințe mai bune. Totul este, cum să zic, la maximum în jertfa lui Hristos. Nu trebuie să negăm eficiența jertfelor Vechiului Testament, ci mai degrabă să le vedem limitarea. Ele sunt limitate. Sau poate incomplete. Da, sunt incomplete, sunt nedesăvârșite. Și cred că cel mai bine am putea să vedem ce înseamnă, care ar fi de fapt deosebirea dintre ele, dacă ne uităm la un fapt, poate mai puțin cunoscut, din Fapte 19. Pavel este în Efes. Și acolo îi întreabă pe niște creștini, primitați voi Duhul când ați crezut? Iar ei spun, care Duh Sfânt? Nici nu știm că există Duhul Sfânt. Ei primiseră botezul lui Ioan, care era spre iertarea păcatelor. Dar nu știau ce este Duhul Sfânt. Și aici putem să vedem deosebirea între mecanismul jertfelor de iertare a păcatelor din Vechiul Testament și ce aduce în plus jertfa lui Hristos. Jertfa lui Hristos este cea care aduce Duhul Sfânt. Hristos spune că va trimite pe Mângâietorul. Nu înseamnă că omul Vechiului Testament nu cunoștea prezența Duhului Sfânt, ci înseamnă că iertarea păcatelor era într-un fel limitată și că prezența Harului în Noul Testament este cea care aduce acest plus. Nu e doar ștergerea cu buretele a păcatelor, ci este punerea pe o direcție mult mai concretă. Aici cred că putem vorbi și despre vindecarea rănilor păcatului în Noul da, Testament. Da, și vindecare, evident. Deci, cineva dacă ar rămâne la realitatea vechi testamentară, ar rata desăvârșirea pe care Hristos o aduce. Nu e suficientă iertarea păcatelor, cât primirea Duhului, într-un fel. Primirea Duhului e mai importantă decât iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor apare ca ceva secundar. Ați adus vorba despre botezul lui Ioan și am să dau citire unui pasaj din Evanghelia după Marcu, Evanghelie care vorbește în începitul său despre Ioan. Ne spune așa Marcu la capitolul 1, versetele de la 2 până la 5. Precum este scris în prorocie, iată eu trimit îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta. Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui. Ioan boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinței întru iertarea păcatelor. Și ieșeau la el tot ținutul iudeii și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Putem spune că botezul lui Ioan ierta păcatele? Sau să formulăm în maniera fariseilor, dacă botezul lui Ioan ierta păcatele, atunci ce rost mai are jertfa lui Hristos? Iar dacă nu le ierta, atunci de ce îi lăsa pe oameni să-și mărturisească păcatele? Sigur că ierta păcatele, pentru că așa scrie și în text. Spune explicit că este spre iertarea păcatelor. Așa cum și jertfele Vechiului Testament, am văzut că au explicit această
direcție de iertare a păcatelor. Dar într-un mod nedesăvârșit. Într-un mod nedesăvârșit. Uitați, eu aș pleca în răspuns de la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 17, unde se spune legea până Moise s-a dat, legea, deci inclusiv aceste prevederi care aduceau iertarea păcatelor. Iar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Se face clar o deosebire între cele două realități. Adică se arată că ceea ce Hristos aduce, harul sau adevărul, înseamnă un plus care nu în sensul că nu exista înainte, ci nu era în intensitatea, nu era în eficiența pe care Hristos o aduce. De asta noi putem să spunem că adevărata jertfă ispășitoare este jertfa de pe Golgota, jertfa lui Hristos. Fără însă să considerăm că iertarea păcatelor era necunoscută în iudaismul în care se practicau jertfele sau în aceste spălări de tip botez ale lui Ioan. Apropo, ce înseamnă ele mai exact? În Vechiul Testament nu avem o reglementare în această privință, dar putem să legăm botezul lui Ioan de o practică a curățirii prin apă. De exemplu, apare în Vechiul Testament folosirea apei în care este pusă cenușă de la vaca roșie sau juninca roșie. În iudaismul elenistic apare necesitatea spălării foarte dese, pentru că iudeii sunt în contact din ce în ce mai mult cu lucruri care altfel îi întinau. De exemplu, dacă te duceai la piață și te atingeai de păgâni, te atingeai de alimente considerate necurate sau de lucruri considerate necurate, te întorceai acasă necurat. Și atunci încep să apară foarte, foarte multe bazine de scăldat, care se cheamă mikvaot. Aceste mikvaoturi apar chiar și în zone unde erau foarte greu de întreținut. De exemplu, în fortăreața Masada, sus, la altitudine, unde nu e nicio sursă de apă, avem asemenea bazine cu apă, ceea ce înseamnă că se depuneau eforturi susținute pentru transportarea apei până acolo, da, pe asini și așa mai departe. De ce erau atât de interesați? Pentru că cufundarea în apă, spălarea aceasta ritualică, era cea care îți asigura puritatea religioasă. Botezul lui Ioan trebuie să fie văzut de noi în acest context al intensificării în sânul iudaismului a interesului pentru puritatea ritualică. La Ioan însă e ceva mai mult. El spune, vă botez, îi botează la Iordan, într-o iertare a păcatelor. Înseamnă și o asumare interioară a acestui act. Nu doar să fie o pură scufundare sau un pur botez. Botez asta înseamnă scufundare. Ci și o transformare interioară. Da, înseamnă iertarea păcatelor, sigur că da. Dar ați văzut la capitolul 19 din Fapte ce le lipsește celor care știau doar de botezul lui Ioan. Le lipsește Duhul Sfânt. Ca să avem primirea Duhului Sfânt, trebuie să mergem la iertarea pe care ne-o dă Hristos. Jertfa lui Hristos este cea care iartă păcatele desăvârșit, într-un mod cu eficiență absolută și care te deschide pe zona aceasta a primirii Duhului. Da. Știm că jertfa lui Hristos, într-adevăr, este cea prin care s-au iertat păcatele, însă spuneți că și în Vechiul Testament se iertau, dar probabil ca o pregustare. Ca o pregustare, exact. Noi putem să spunem ca o pregustare, ca o arvună, ca o pregătire sau ca un fel de antrenament, dacă vreți, ca o pregătire pentru eficiența maximă pe care o aduce jertfa lui Hristos. Fiindcă am ajuns și la jertfa lui Hristos, știm că prin această jertfă, prin sângele lui curs pe cruce, ni s-au iertat păcatele în modul absolut. Chiar el spune la cina cea de taină, atunci când le dă sfintele taine ucenicilor săi, și am să și citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 26, versetele de la 26 până la 28. Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâinea și binecuvântând, a frânt și dând ucenicilor, a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat zicând: beți dintr-o acesta toți, că acesta este sângele meu, ale legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Așadar, prin jertfa lui Hristos am primit iertare.
Dacă prin această jertfă am primit absolvirea în mod absolut, atunci de ce mai avem nevoie și de pocăință și de mărturisire în taina Sfintei Spovedanii? Iertarea lui Hristos funcționează pe două planuri. Funcționează și absolut pentru toată lumea din trecut, din prezent, din viitor, dar funcționează și la un nivel personal și pentru asta trebuie o deschidere din partea respectivului. Este ca și cum, dacă vreți, este transmisă o emisiune pe TV sau pe radio, dar trebuie să ai și tu acasă aparatul care să capteze această emisiune. Nu e suficient să fie transmisă emisiunea dacă nu ai și tu acasă aparatul care să-ți arate chestiunea respectivă. Și de aceea se spune că avem o mântuire subiectivă și una obiectivă. Mântuirea trebuie să se întâlnească și cu subiectul uman, adică trebuie să fie și împropriată, trebuie să fie și asumată de fiecare dintre noi. Altfel, roadele de pe cruce ale jertfei Mântuitorului rămân suspendate dacă eu nu mi le asum și nu mă împărtășesc din aceste roade care înseamnă iertarea păcatelor. Din această cauză, noi avem în Euharistie și actualizarea jertfei de pe cruce. E sigur că este unică, dar ca să mă pot hrăni din această jertfă, care înseamnă iertarea păcatelor, printre altele, dar înseamnă și iertarea păcatelor, eu trebuie să o am mereu în fața ochilor, să o actualizez, ca să mi-o pot împropria și să-mi împropriez efectele. Până la urmă, Hristos a parcurs în firea umană luată din Fecioara Maria, a parcurs calea pe care noi trebuie să o parcurgem, însă acum fiecare dintre noi trebuie să ne asumăm viața Lui prin trupul și sângele Lui, prin botez care creează în noi această schimbare ontologică, ne facem părtași la Hristos, la trupul și sângele Lui Hristos, devenim frații ai Lui la propriu și la figurat și la propriu. Exact. Fiindcă am adus vorba despre taina Sfintei Spovedanii, știm că acolo preotul iartă păcatele prin puterea pe care Hristos le-o dă apostolilor, dar sunt foarte mulți care spun cum de poate ierta preotul păcatele de vreme ce el este doar un simplu om la fel ca și noi. Și avem cazul cu vindecarea slăbănogului din Capernaum, unde când Hristos proclamă iertarea păcatelor bolnavului, fariseii au aceeași atitudine. Cum să ierte acesta păcatele? Este doar un om. Așadar, cum poate un om, fie el și preot, să ierte păcatele? Da, iertarea păcatelor este o prerogativă divină. Dumnezeu iartă păcatele. Omul poate să ierte la nivelul lui, adică să-l ierte pe cel care îi greșește în privința lui. Dar păcatele, la modul general, nu pot fi iertate decât de Dumnezeu. Dar avem, sigur, o bază biblică pentru asta și aș porni de la textul care este cel mai apropiat de noi ca ortodoxi. Adică ucenicii adunați după răstignirea Mântuitorului se întâlnesc cu Hristos înviat la Ioan 20 și Mântuitorul le suflă Duh Sfânt spunând cărora veți ierta păcatele vor fi iertate. Nu? Este la Ioan capitolul 20 versetele 22 și 23. A suflat asupra lor și le-a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute. Acum, avem această împuternicire. Deci, vedeți, nu e ceva care ține de natura umană. Trebuie să fii autorizat ca să mijlocești această iertare pe care altfel doar Dumnezeu o poate da. Dar mai avem această autorizare și în altă parte. De exemplu, dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, cu aceeași autoritate este învestit și Petru, după ce mărturisește tu ești Hristosul, la Matei 16. Spune, tu ești Petru, pe această piatră voi, care e credința lui Petru, sigur, mărturisirea lui Petru, voi clădi biserica și apoi este și el învestit cu această autoritate de iertare a păcatelor. La capitolul 18, tot din Matei, avem prerogativa aceasta, dacă vreți, a iertării păcatelor transmise și creștinilor, la modul general. Și permiteți-mi să citez, ăsta este de obicei un text folosit de neoprotestanți ca să arate că iertarea păcatelor nu se face numai până, nu se face numai până preot. Apare la 18:18. Oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în cer și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în cer. Dezlegarea asta e un alt cuvânt pentru iertare, adică dezlegi legătura păcatului. Vedem că există, cu alte cuvinte, și o prerogativă la nivelul uman, dar încă o dată trebuie să facem distinția între
iertarea păcatelor în ceea ce mă privește pe mine și relația mea cu respectivul și iertarea păcatelor la modul general. Eu zic că între Ioan 20, învestirea apostolilor cu această putere, indiferent de relația mea cu cineva anume, adică acolo se au în vedere păcatele generale, și Matei 18, cred că este o diferență. Aici la Matei 18, creștinii investiți cu puterea asta, să zicem, de iertarea păcatelor, se referă la ceea ce eu pot să iert ca om. Adică, dacă cineva îmi greșește, e important să îl dezleg de... Dar dacă greșește în fața lui Dumnezeu, preotul poate ierta, însă doar prin faptul că Hristos este cel care lucrează prin mâna da, preotului. El este mijlocitorul, de fapt, acestei iertări pe care o dă, la modul general, o dă Dumnezeu. Dumnezeu leagă sau dezleagă prin mâna preotului. Da. Apropo de această legătură, pentru că vedem că preotul poate să și lege, nu doar să dezlege, da. Deci poate să și țină păcatele. În ce constă mai exact această putere? Păi și noi putem, că vedeți, la Matei 18 se spune că și noi putem să legăm. Adică să nu-l iert pe cineva, să spun, domnule, nu consider că ceea ce mi-ai făcut tu depășește puterea mea de a ierta. Ceea ce e cu duș întors, pentru că există păcate care nu pot fi iertate, e adevărat. Dar e important și modul în care tu te raportezi la aceste păcate. Îți asumi că acel păcat este unul de neiertat sau crezi mai degrabă că în Hristos păcatul trebuie iertat? Apropo, un păcat de neiertat este păcatul împotriva Duhului Sfânt. Și Mântuitorul ne spune foarte clar că dacă greșești împotriva Fiului Omului, ți se iartă. Dar dacă greșești împotriva Duhului, considerând, de exemplu, că vindecările pe care El le face sunt cu puterea lui Belzebul sau că sunt demonice, până asta tu, de fapt, hulești prezența Duhului Sfânt. Și acest păcat împotriva Duhului Sfânt e de neiertat. De ce nu noi îl legăm în moral, îl legăm de sinucidere, de păcate foarte, foarte grele, care sunt într-un fel irreversibile și care te poziționează într-o izolare de Dumnezeu. Este clar că dacă te-ai sinucis, da. Nu poți să te mai pocăiești, da. Și ai nu poți fi iertat. Ai întors spatele Duhului Sfânt, care este Duhul dătător de viață, este Duhul care îți dă viața, îți dă existența. Dar în cazul în care cineva hulește, dar după aceea se pocăiește, nu mai poate fi iertat? Există pocăință pentru hulitor, sigur. Putem spune că pentru orice există posibilitatea pocăinței, fără însă să nădăjduiești în ea ca un lucru automat. Adică nu înseamnă că dacă eu fac pocăință, Dumnezeu e obligat să mă ierte. Adevărata pocăință este cea în care nădăjduiești iertarea, știi că Dumnezeu te poate ierta, dar nu o folosești ca un, cum să zic eu, ca un automatism. Dumnezeu nu e obligat să te ierte, indiferent cât de mult ai pocăi. Deși nu cred că putem noi greși cât poate Dumnezeu ierta. Sigur, da, da. Deja sună a concluzie această idee. Părinte, vă mulțumim că ați fost din nou alături de noi și că ne-ați oferit răspunsuri extrem de folositoare și vă invităm să ne fiți alături și cu altă ocazie. Mulțumesc mult! Dragii noștri, sperăm că emisiunea de astăzi v-a fost de un real folos. Vă dau întâlnire și data viitoare aici, la Trinitas TV. Până atunci, nu uitați de adresa noastră de e-mail, unde ne puteți transmite mesajele dumneavoastră. Să aveți o săptămână binecuvântată. La revedere!